În această săptămână, în județul Argeș și-au avut loc mai multe accidente puse pe seama poleiului de pe carosabil. Au fost înregistrate victime și pagube materiale, iar pentru a evita eventualele neplăceri, oamenii legii vă fac câteva recomandări. Polițiștii vă sfătuiesc să conduceți cu prudență, să adaptați permanent viteza de deplasare la condițiile meteo și de trafic și să nu vă angajați în efectuarea de manevre riscante. Pe timpul călătoriei cu autovehiculul, circulați cu viteză redusă adaptată condițiilor meteorutiere, măriți distanța de siguranță în mers și nu vă angajați în efectuarea unor manevre riscante în trafic. Atât în localități cât și în afara acestora circulați cu o viteză care să permită oprirea în siguranță. În cazul în care partea carosabilă este alunecoasă, pentru a încetini trebuie folosită frâna de motor, iar bruscarea comenzilor trebuie evitată. Pe timp de ploaie abundentă, ceață, polei sau ninsoare, este necesară utilizarea luminilor de întâlnire și pe timpul zilei, pentru toate categoriile de drum. Atunci când vizibilitatea în oglinzile retrovizoare ale autovehiculului este redusă, folosirea luminilor de către ceilalți conducători reduce ce riscul producerei unor accidente pe fondul neasigurării la schimbarea direcției de mers. Atât în localități cât și în afara acestora, circulați cu o viteză care să permită oprirea în siguranță și păstrați o distanță mai mare față de autovehiculele care circulă în față. Evitați acționarea bruscă a volanului și a frânei și utilizați cu precădere frâna de motor pentru evitarea acvaplanării sau a derapajelor necontrolate. Asigurați-vă că instalațiile de degivrare și dezaburire ale autovehiculului funcționează în parametri. În situația în care vizibilitatea în autovehiculului este redusă din cauza ploii, lapoviței sau ninsorii, folosirea luminilor de către toți conducătorii auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurării la schimbarea direcției de mers. În cazul rămânerii în pană, triunghiurile de presemnalizare trebuie așezate la o distanță mai mare de autovehicul decât în condiții normale. Nu vă angajați în depășirea de autovehicule fără a avea o bună vizibilitate și faceți fiecare manevră în trafic numai după o temeinică asigurare. Recomandări sunt și pentru pietoni. Aceștia sunt rugați să ia toate măsurile de precauție pentru a fi siguri că sunt observați în trafic de către șoferi. Totodată sunt sfătuiți să circule numai pe trotuare, traversarea străzii să o facă prin locurile permise la culoarea verde a semaforului electric și numai după ce sunt siguri că intenția lor de a traversa a fost observată de către șoferi.